Nimeni n-ar fi crezut că Romina se va entuziasma atât de mult într-un timp atât de scurt. Să fie oare îndrăgostită? Mamele își dau cu părerea. Se vede că se iubesc. Nu cred că văd numai eu. Nu se vede. Nu se vede? Păi se vede foarte bine că ei chiar sunt unul pentru altul. Și parcă și seamănă, nu mai știu cine a zis. Nu știu dacă seamănă sau nu, dar că se plac, se vede de la... Nu prea seamănă, el e mai blond, el e mai brunetă, nu prea seamănă, dar contează că o iubiți. Seamănăm, noi am spus din start, dacă eu nu vreau să văd certuri, nu vreau să văd nimic. Nu-ți place ceva, îmi spui, rezolvăm. Să nu aud că super sau chestii, nu categoric. Nici nu-mi plac. Să știi ceartă. Eu vreau în familia mea și în viața mea să fie pace și armonie. Vreau să am o familie de exemplu, nu vreau să audă că ăștia se mănâncă când e toată ziua. Nu, mulțumesc. Mă, fată, dacă așa îți dorești, așa... Cum am să-mi aștern, așa am să dorm. Aia, vreau eu să cum am să creez familia și am să-mi o modelez, așa va fi. Nimeni nu o să intervină în familia mea până n-am să le dau voie. Atât. Eu spuneam lui Ionuț că eu nu credeam că am să găsesc aici pe cineva. Și fetele îmi spuneau, oricum mai să vii acasă cu cineva. Zic, nu mai vin acasă, să liniștit, că n-am cine să găsesc. Vede că Dumnezeu mă iubește aici prea mult. Da. Păi eu nu mi-aduc aminte când am intrat în emisiune, prima dată, știi? În platou și s-a împiedicat. Da. Cu drept? Se spune că dacă te împiedici, te însori. Ce mi-a plăcut la tine, am rămas surprinsă că, da, eu nu ținea cu Costinela atunci. Și când te-a întrebat doamna Simona, a zis că în 10 secunde parcă ți-a zis să te... Te-a spus atunci de stat afară. Tu direct ai spus, nu ai ținut cont. Da. Când sunt doi oameni împreună, este foarte vizibil. Când este atracția aia, din start o simți. Eu nu ți-a băgat de asta, mă spun eu că a văzut că eu mă uitam mereu la tine. Și el s-a uitat, o fi zis, mă, stai că și nu m-am, iar făceam ce făceam, mă uitam la ea, știi? Uitam și eu mereu la tine. Vedeam. Când ai, da? Vedeam. Stătea Costinela la el în brațe, de fața mea, și stătea la mine și dădea din ochi. Despre ce vorbim? Da, mă bucur foarte mult că cu mine simt bine și asta deja mă bucură. Păi se vede diferență, clar. Exact tipul de om de care am nevoie. Că e tare iubitor, e tare bibele, tare moale. Am cu cine glumi, am cu cine mă juca, am cu cine vorbi. De fiecare dată când vine, eu nu mă plictisesc, nu reușesc să știu ce înseamnă plictiseală. Deja e bine, vedem ce va fi după. Vom vedea. Sperăm că va fi bine, că așa am zis și tu. Așa a zis doamna Victoria și în privința Costinelei. Însă, până la urmă, Ionuț e cel care dă tonul la iubire. Vocea ta, dar vocea ta îmi alină inima. E terminat, eu nu sunt îndrăgostit. Am să ești îndrăgostit și terminat. N-ai iubit niciodată așa. N-am fost niciodată așa, da. Exact ceea ce simt, asta spun. Adică am curat să fac orice chestie să demonstrez că așa este. Când a fost Costinela, eram întrebat tot timpul. Simți ceva, nu știu ce. Nimeni n-a avut așa vibe. Nu. Da, acum m-am aprins repede, dar dacă ar fi să-mi fac o fază care să fie nasoală și aia, la fel de repede s-ar stinge tot. Nu-s de la care să pun așa suflet, bine, suflet pun în timp să treacă o perioadă mai lungă și după aia, da, chiar mi-ar fi greu. Dar acum la început verific foarte bine, cu toate că sunt destul de încântat, dar sunt atent la toate detaliile. Da, mi se pare că e totul prea bine. Dacă ar fi așa, ar fi ceva ce, la care nu m-aș fi așteptat. Dar o să vedem. Mă, Ionuț, cred că ți-a făcut Romina o statuie aici în față. Da, da. L-ai auzit, nu? Da, îmi place foarte mult cum vorbește despre mine. Și la fel și eu vorbesc despre ea. Adevărat, eu înainte să intru în casă, am spus că aici nu găsesc pe nimeni. Chiar. Și spuneam și acasă înainte să vin. Când aici nu găsesc nimeni. Nu ești singura. Păi... Cred că 90% dintre cei care sunt aici lângă mine au zis că vin și ei, că na, din diverse motive, nu? Unii cu like-uri, alții cu follow, alții cu să-i audă lumea, să-i cheme la cântări. Dumne, da, cum se întâmplă aici? Lucrurile nu se întâmplă în nicio altă parte. Și uite, avem iubirea, e aici, cred că e Cupidon, plutește prin... Pe deasupra localității Buftea, veniți la casting, pentru că nimeni nu pleacă, mă rog, aproape nimeni. Acum, na,
Doamne, Doamne, îți dă, dar nu-ți bagă și în trai, să trebuie să te mai și preocupi un pic de asta cu sufletul. Luăm o scurtă pauză.